duminica trecută am privit împreună la prima parte a psalmului și am privit la acest pericol care Solomon îl arată de a munci degeaba, de a ne chinui degeaba în această lume, de a munci degeaba în familia noastră, doar să realizăm că acea familie fericită și sănătoasă care am crezut că avem să destramă la un moment dat, de a munci degeaba în societatea noastră, poate prin acțiunile noastre caritabile, poate prin eforturile noastre de ajutorare, doar să realizăm că dacă oamenii aceia pe care i-am ajutat nu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, a fost zadarnic și vor sfârși viața într-o veșnicie de suferință. Să muncim degeaba chiar și în viața noastră profesională, să ne chinuim prin alergare, prin muncă, prin trudă, ca să ajungem pe un post mai bun, pe o poziție mai bună, într-un serviciu mai bun, să câștigăm mai mult, să avem mai multe și să realizăm la sfârșitul vieții că tot nu suntem fericiți. Am conștientizat și pericolul de a munci degeaba chiar și în biserică. De a ne chinui să încercăm să părem că suntem credincioși și suntem pocăiți. Dar dacă Dumnezeu nu este cu adevărat prezent în inimile noastre și în închinarea noastră și în biserica noastră, este doar o formă de evlavie. Dacă nu depunem acest efort, dacă nu facem această muncă cu Dumnezeu și după cuvântul Său, am văzut că s-ar putea să fi muncit degeaba. Și în această zi, cu ajutorul Domnului, aș vrea ca să ne adresăm la cea de-a doua parte a psalmului, unde psalmistul ne îndeamnă în mod special asupra unui element de bază al vieții noastre și al societății noastre, și anume familia și mai ales copiii noștri. Societatea are acest element fundamental, și anume familia. De altfel, toată societatea este zidită pe acest element fundamental. Dacă privim dezvoltarea societăților noastre, dezvoltarea civilizațiilor, putem vedea încă din cartea Geneza faptul că primul lucru care Dumnezeu face este faptul că instaurează o familie. Prima familie formată din Adam și Eva. Și nu doar că instaurează o familie, dar le dă o poruncă, le dă un scop, le dă un țel pe acest pământ. Priviți împreună cu mine în Geneza, capitolul 1, la versetul 27 și 28. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat, bărbat și femeie i-a creat. Prima familie este instaurată. Dumnezeu creează pe Adam și creează un ajutor potrivit. Și le dă o poruncă. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis. Primul lucru de observat. Când Dumnezeu dă o poruncă, El binecuvintează. El vorbește binecuvântare asupra celor care le poruncește. De ce? Că atunci când ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, este o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu nu dă porunci ca să ne osândească. Nu dă legi ca să ne facă viața mai grea. Nu ne spune ceea ce să facem pentru că este un despot, ci ne vorbește voia Lui ca să fim binecuvântați prin ea. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele. Aici erau Adam și Eva în grădina Edenului și Dumnezeu le dă această poruncă să se înmulțească. Ați observat de fapt ce s-a petrecut? Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu un scop. Și scopul este ca să arate, să reflecte slava lui Dumnezeu. De aceea este asemănător cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a pus în om o valoare, un chip și o asemănare mai valoroasă, mai importantă decât orice altă creatură a Lui. Ca să fim făpturi care radiază, care reflectă slava lui Dumnezeu. Și ați observat ce poruncă le dă? Fiți roditori și înmulțiți-vă. De ce le dă oare această poruncă?
Care este efectul logic dacă această poruncă este ascultată? Psalmistul ne spune la Psalmul 72, cu versetul 19, binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume, numele lui Dumnezeu, și tot pământul să se umple de slava lui. Amin, amin. Scopul creației este să declare slava lui Dumnezeu. Și scopul principal al omului, al familiei, al civilizației, ai societății, este ca să fie umplut, ca pământul să fie umplut de oameni care să aibă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ca prin oameni tot pământul acesta să cunoască ceea ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta a fost intenția lui Dumnezeu când l-a creat pe om, asta a fost intenția lui Dumnezeu când a instaurat prima familie și când le-a dat porunca să fie roditor și să se înmulțească. În așa fel încât pe întregul pământ să se afle familii, soț, soție, copii, biserici, orașe, care să arate slava lui Dumnezeu, la care oamenii să poată să privească și să zică ce minunat este Dumnezeu, privind la făpturile Lui, care reflectă slava și caracterul Lui. Astăzi, cum am zis, vom privi la versetul 3 și vrem care să vedem care sunt efectele acestei binecuvântări despre care ne vorbește Scriptura, și anume a copiilor. Sau mai bine spus, care sunt efectele a primi copiii, a crește copiii, precum ei sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. A înțelege că copiii sunt o binecuvântare, sunt o moștenire, cum zice Solomon. A înțelege care este scopul lor, de ce ni-a dat Dumnezeu. Și a înțelege că copiii sunt a lui Dumnezeu. Psalmistul ne spune, iată, fiii sunt o moștenire de la Dumnezeu. Sau s-ar putea spune, s-ar putea reda traducerea din ebraică, copiii, fiii sunt moștenirea lui Dumnezeu. Cum noi, copiii Domnului, suntem moștenirea lui Hristos. Cum biserica este moștenirea lui Hristos. Tot așa, copiii care sunt dați familiilor sunt moștenirea lui Dumnezeu, sunt darul lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos că este în copii unde vedem cel mai apropiat caracterul său și caracterul lui Dumnezeu. Vedem ce înseamnă de a fi dependent de Dumnezeu. Vedem ce înseamnă de a fi într-adevăr iubitor, cu o dragoste necondiționată de părinte. Copiii sunt o binecuvântare în viața noastră pentru că ei au rolul de a ne arăta natura lui Dumnezeu, de a ne arăta chipul și asemănarea Lui, și au rolul ca noi să-i creștem ca să devină oameni mari care arată natura și caracterul lui Dumnezeu. Este foarte ușor, foarte ușor să alterezi, să strici un copil. Și este foarte, foarte greu să-l crești în așa fel încât el să fie un exemplu al naturii și caracterului Dumnezeu. Ca să crești un copil încât el să devină un vagabond, încât el să devină o problemă socială, trebuie doar să fii tu însuși, un păcătos, un nemernic. Ca să crești un copil, ca să fie într-adevăr o reflectare a slavei lui Dumnezeu, este nevoie de o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt în viețile noastre. Trebuie ca să învățăm, copiii sunt o binecuvântare, sunt moștenirea lui Dumnezeu. Vedeți, copiii noștri nu sunt de fapt proprietatea noastră. Ei sunt binecuvântarea noastră din partea lui Dumnezeu, dar ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. Noi suntem chemați ca să administrăm aceste comori. Familiile noastre, copiii noștri, soțiile noastre, pentru cei care suntem bărbați, suntem chemați să veghem asupra lor și să ne bucurăm de ele, dar ele nu sunt ale noastre.
Ele sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Și la fel cum un păstor privește turma care Dumnezeu i-a încredințat-o, privește peste biserică care Dumnezeu i-a pus-o în grija lui și vede că este o binecuvântare pentru viața lui și pentru cei din jur, dar vede că este și o bucurie și vede că este o responsabilitate. Dar înțelege că turma nu este a lui. Turma este a marelui păstor care a pus-o în grija lui pentru o perioadă. La fel, este și cu copiii noștri. Ei sunt moștenirea lui Dumnezeu. Și noi suntem beneficiari de această moștenire până când vor fi luați din nou la Domnul și până când și noi vom fi din nou în prezența Lui. Aș vrea să privim în această dimineață, în primul rând, care sunt efectele primirii copiilor ca o moștenire, ca o binecuvântare de la Dumnezeu sau ca binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum ar trebui ca să privim spre copiii noștri și cum ar trebui ca să acționăm dacă înțelegem cu adevărat că copiii noștri și familiile noastre sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu, sunt proprietatea lui cu care El ne binecuvântă pe acest pământ. În primul rând, dacă înțelegi că copiii tăi și familia ta sunt proprietatea lui Dumnezeu, sunt binecuvântarea lui, te vei încrede în Dumnezeu pentru nevoile lor și pentru siguranța lor. Asta este primul efect. Când înțelegi că ei sunt al lui Dumnezeu, că El este tatăl lor, spiritual vorbind, El este cel care i-a creat și El este cel care i-a pus în mâna ta pentru o perioadă ca să-i îngrijești, te vei încrede în Dumnezeu pentru nevoile lor și pentru siguranța lor. În schimb, dacă nu înțelegi realitatea faptului că copiii sunt o binecuvântare, vei fi toată viața împovărat de creșterea lor, de siguranța lor, de nevoile lor. Va fi o povară asupra ta pentru că nu ai cum să te descarci de ea. Nu ai cum să o pui în mâna Domnului. Toate sunt pe umerii tăi. Că n-ai înțeles a cui sunt copiii cu adevărat. A cui este familia cu adevărat. Într-adevăr, un copil, așa cum mulți dintre noi știm, necesită anumite lucruri. Hrană, un cămin în care să fie protejat, căldură, vedem asta iarna, da? Când cresc facturile de gaz sau de lemne, depinde cum ne încălzim, haine și așa mai departe, medicamente. Dar mai mult decât aceste lucruri, și să nu mai vorbim de toate aceste superlative care părinții de astăzi au ajuns ca să considere drept nevoi pentru copiii lor. Copilul meu are nevoie de o tabletă. Nimeni nu are nevoie de o tabletă. Tableta este un obiect care prin ea însăși creează o nevoie. În momentul în care o ai, ea se prezintă în așa fel încât crezi că ai nevoie de ea. Dar până când n-a existat, n-ai avut nevoie de ea. Steve Jobs zicea că oamenii nu știu de ce au nevoie până când nu le arăți. Asta este geniul acestei firme. Tu n-ai nevoie de tot ceea ce ei produc, până când ei vin și îți arată și dintr-o dată ai nevoie de produsul lor. Da? Asta este geniul marketingului până la urmă. Nimeni nu are nevoie de Starbucks, nimeni nu are nevoie de Mall, nimeni nu are nevoie de iPhone, nimeni nu are nevoie... Astea nu sunt nevoi. Ele devin nevoi prin existența lor, pentru că se prezintă ca atare și pentru că noi le credem. Ai nevoie, într-adevăr, de aer, de mâncare, de protecție, astea sunt nevoi. Dar în ziua de astăzi, părinții au adus și aceste superlative, aceste luxuri la nivelul de nevoi. Copilul meu are nevoie de haine de firmă, are nevoie de nu știu ce. Interesant este că au mai fost copii timp de mii de ani care n-au avut aceste lucruri și au trăit și au crescut și unii dintre ei chiar au schimbat lumea aceasta și societățile în care au trăit. Fără iPod, fără iPhone, fără nici unul dintre nevoile acestea. Un copil, mai mult decât aceste lucruri și poate și mai mult decât acele nevoi adevărate, necesită ca părinții lui să-l privească și să-l considere o binecuvântare de la Dumnezeu.
Copilul are nevoie să fie parte dintr-o familie în care părinții lui se uită la el și văd și simt o binecuvântare de la Dumnezeu. Asta are nevoie un copil. Am văzut la un moment dat un clip pe internet în care s-a făcut un reportaj. A fost invitate mai multe familii într-un studio de televiziune și a fost separați copiii de părinți și la copii li s-a luat interviu unul era vorba de perioada Crăciunului și întrebau ce-ți dorești tu cel mai mult? Ce ai vrea ca să primești tu cel mai mult? Și te-ai aștepta ca copiii să spună am nevoie de un calculator nou, am nevoie de un set de jucării, am nevoie de toate lucrurile acestea. Și s-a zis copiii, majoritatea dintre ei, aș vrea să petrec mai mult timp cu mama sau cu tata. Aș vrea ca tata să fie mai mult acasă. Aș vrea ca tata să-mi citească o poveste seara. Ei n-aveau nevoie de iPod și de iPhone și de calculatoare și de... Aveau nevoie de părinți care să-i considere binecuvântări în viețile lor. Aveau nevoie de părinți care să-i iubească cu adevărat și să vrea să fie în preajma lor. Să vrea ca să simtă dragostea lor. De părinți care înțeleg că copilul într-o casă, într-o familie este o binecuvântare, o bucurie dăruită de Dumnezeu. Nu o povară. Nu ceva care trebuie întreținut. Nu o factură care trebuie plătită. Ci o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi faptul că copiii sunt al lui Dumnezeu, te vei încrede în propriile tale puteri pentru siguranța și îngrijirea lor. Și vei cădea în exact capcana despre care vorbeam săptămâna trecută de a munci pe degeaba, de a te chinui pe degeaba, zici tu, pentru ei. Viața ta va fi plină de griji, de anxietate, de frică pentru familia ta. Și Domnul Iisus ne învață în Matei 6 că felul acesta nu este felul în care un creștin, un om care îl are pe Dumnezeu ca și tatăl, un om care se încrede într-adevăr în Dumnezeu, ar trebui să trăiască. Ba mai mult, ne învață Domnul Iisus, și vom citi imediat acest pasaj, în versetul 32 din capitolul 6, că felul acesta de a trăi cu anxietate, cu frică, cu grijuri, cu alergarea aceasta constantă, este un fel de a trăi în care păgânii trăiesc și nu cei care l-au pe Dumnezeu de tată. Priviți de la versetul 24 în Matei capitolul 6, învățătura a Domnului Iisus. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Asta este cumva contextul în care Domnul Iisus vine cu această învățătură. La cine slujești? Cine este stăpânul tău? Asta este întrebarea, asta este problema. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor, intereselor financiare, plăcerilor acestor lumi. Până la urmă trebuie să fii stăpânit de cineva. Cineva trebuie să fie stăpânul tău. De aceea vă spun, cum vine o învățătură extrem de practică, dar rețineți, aspectele acestea practice au de a face cu cine este stăpânul tău. În cine te încrezi? În Dumnezeu? Sau în lucrurile lumii acestea? De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Este o întrebare foarte bună. O întrebare la care societatea și civilizația modernă a răspuns în ultimele secole cu un nu răsunător. Nu, viața nu este mai mult decât atât. Acum câteva sute de ani, toată lumea aceasta înțelegea că scopul vieții este ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Și omul laic înțelegea că există un Dumnezeu și că El pretinde ceva de la om. Dar odată cu filosofia modernă, cu filosofia relativistă, omul încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație și zice în felul următor.
Scopul vieții acestea este ca să o trăiești în sine. Este să experimentezi. Este să te simți bine. Este să mănânci bine și să te îmbreci frumos și să ai o casă frumoasă. Și de-a lungul vieții vei experimenta aceste lucruri și cumulus acestor lucruri este valoarea vieții tale. Și Domnul Iisus Hristos ne învață că nu este așa. Că viața este mai mult decât ceea ce mănânci, decât ceea ce bei, decât casa în care trăiești. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Vedeți, aici este minciuna societății în care trăim. Societatea care vine și spune, tu ești important, ca atare, cel mai important lucru este ca tu să acaparezi cât mai multă bogăție, cât mai multă fericire. Este o minciună, fraților. Făcând asta, de fapt spui, eu nu sunt important pentru Dumnezeu. El nu va avea grijă de mine. Eu nu mă pot încrede în Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Trebuie eu, prin propriile forțe, să fac asta. Oare, zice Domnul Iisus, nu ești tu mai important decât păsările și ele nu rabdă foame? Nu suntem noi mai important decât animalele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Da? Cine poate? Decât femeile cu tocurile, da? Dar nu, aia e artificial. Realitatea este că limitările fizice care le avem sunt limitări. Indiferent cât de mult ar ajunge știința ca să crească, să devină din ce în ce mai puternică. Da, un om poate ca să meargă pentru un tratament până la un punct. Și până la urmă tot moare. Până la urmă tot limitat de Creatorul său este. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, da, împăratul Solomon, unul dintre cei mai bogați oameni care a existat vreodată, în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Și acum concluzia, da? La întrebarea celor doi stăpâni. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile sau păgânii le caută. Asta este cheia înțelegerii învățăturii practice. Felul în care îți trăiești viața în mod practic. Ceea ce cauți, ceea ce te preocupă, ceea ce te ține treaz noaptea, ceea ce te ține băgat în priză, este răspunsul la cine este stăpânul tău. Dumnezeu sau lucrurile lumei acestea? Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. El știe că copiii tăi au nevoie de hrană. El știe că copiii tăi au nevoie de un cămin sigur. El știe că copiii tăi au nevoie de căldură. El știe că familia ta are nevoie de aceste lucruri. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși și ajunge zilei necazul ei. Ce vrea să spună el când spune, fiindcă toate aceste lucruri păgânii le caută? Simplu, pentru cei necredincioși, toate aceste lucruri sunt o prioritate, pentru că ei nu se încred în Dumnezeu, pentru că păgânul nu își pune viața și soarta în mâna Domnului și pentru că păgânul, cel necredincios, crede că el, de el depind toate aceste lucruri.
de noi, ca și părinți, credem câteodată că depinde sănătatea copilului, binestarea copilului, viitorul copilului, nu? Știți sintagma, încerc ca să muncesc să-i dau copilului un viitor. Dar Dumnezeu este Cel care dă oricui un viitor. Să pretinzi că poți da tu un viitor cuiva este să te pui în postura lui Dumnezeu. Tu nu poți asigura copilului tău nici ziua de mâine, nici minutul următor. Dacă nu ai înțeles faptul că copiii tăi au toate nevoile lor asigurate în primul rând din mâna lui Dumnezeu și nu prin efortul tău, vei depune niște eforturi absolut fantastice, dar degeaba. Vei munci din greu, te vei chinui aparent pentru ei și vei constata la sfârșitul vieții că ai muncit degeaba. Ba mai mult, prin eforturile tale și prin crezarea că tu poți să le asiguri un viitor, îți vei distruge familia. Pentru că vei neglija lucrurile cu adevărat importante, lucrurile poruncite de Dumnezeu și vei prefera ceea ce tu consideri că este mai important. Vei căuta toate aceste lucruri așa cum caută păgânii, cu pretenția că ești un bun creștin, ortodox, catolic, baptist, penticostal. Nu poți trăi ca și păgânii și pretinde că Dumnezeu este stăpânul tău. Nu poți căuta aceleași lucruri și pretinde că asculți de Dumnezeu. 2. Dacă înțelegi copiii sunt al lui Dumnezeu și că ei sunt o binecuvântare pentru tine, că ei sunt proprietatea lui care sunt în sub administrarea ta, vei înțelege că sunt încredințați pentru o perioadă și că vei da socoteală pentru ei. Vei răspunde pentru felul în care ai administrat această comoară, familia ta care a fost pusă în mâinile tale pentru o perioadă, pentru viața aceasta. Să nu mă înțelegeți greșit. Știm prea bine că mântuirea este ceva absolut personal. Biblia ne învață că fiecare va fi judecat după faptele lui. Nu vreau să vă învăț că dacă copiii voștri eșuează în această viață sau dacă nu ajung credincioși, este în mod necesar vina ta și vei fi judecat tu în sensul de mântuire pentru aceasta. Dar vreau să vă învăț cum vă învață Scriptura principiul că la fiecare îi se cere după ceea ce a primit. Dacă ți s-a dat mai mult, ți se va cere mai mult. Dacă nu ți s-a dat mult, ți se va cere puțin. Dacă ai primit o familie de la Dumnezeu, Dumnezeu are cerință respectiv la acea familie și vei fi judecat referitor. Este foarte simplu. Dacă Biblia are porunci care se adresează soților, da? Cei care nu au soții nu vor fi judecați pentru acele porunci și pentru acele încălcări. Eu care am soție voi răspunde înaintea lui Dumnezeu dacă am trăit în această viață ca și un soț după poruncile lui. Dacă sunt porunci care vizează copiii, cei care n-au fost binecuvântați cu copii nu vor fi judecați pentru încălcarea celor porunci. Este imposibil. Dar cei care au fost binecuvântați din partea lui Dumnezeu cu mult, cu copii, cu soții, cu soți, cu biserică, cu binecuvântări materiale, vor sta înaintea tronului și vor răspunde pentru felul în care s-au raportat la ele. Au căutat să le administreze după voia și cuvântul lui Dumnezeu? Sau au căutat să facă ce vor ei, cum caută păgânii? Familia, copiii, soția, soțul sunt încredințate nouă ca și binecuvântări. Dar aceste binecuvântări vin și cu responsabilități. Vom fi trași la răspundere pentru felul în care am gestionat aceste binecuvântări minunate a lui Dumnezeu. Biblia ne arată foarte clar că soțul are responsabilitatea, de exemplu, spune Apostolul Pavel în Efeseni 5, să sfințească pe soția lui prin felul în care o iubește, precum Hristos a iubit biserica. El trebuie ca să sfințească pe soția lui și să o prezinte lui Hristos și să spună: Doamne, mi-ai dat-o pentru câțiva ani.
pe această planetă și am iubit-o cu toată puterea mea, m-am sacrificat, am ascultat de tine, am avut prioritățile corecte, ca tare ți-o prezint ție. M-am venit la familia mea, care tu mi-ai dat-o, care a fost o bucurie pentru mine pe acest pământ. I-am crescut așa cum tu mi-ai poruncit. Biblia ne arată că părinții sunt responsabili să crească copiii după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, de altfel, putem spune că ne-a dat familia cu un manual de funcționare. Știți, când comandați un produs de pe internet, îl deschideți și el are un manual de funcționare acolo. Cei mai mulți, pentru că suntem prea grăbiți ca să ne bucurăm de el, începem și îl folosim fără să citim manual. Și de multe ori îl stricăm. Îl băgăm în priză înainte ca să facem ce ar fi trebuit, sau poate era o siguranță sau ceva, și se strică jucăria. Nu, și sunăm la service și ne întreabă, ați citit manualul? Ați urmărit pașii? Păi nu. Eram prea agitat ca să... Păi de-aia e manualul acolo. Ca să urmărești pașii și să folosești lucrul acesta care ți l-am trimis, te bucuri de el, în conformitate cu pașii care duc la acea bucurie. Familia are un manual de funcționare și este legea lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și măsura de succes în administrarea acestui dar de la Dumnezeu este Biblia. Dacă am folosit acest dar, dacă l-am administrat după Biblie, asta va fi măsura succesului. Dumnezeu nu este interesat cât de multe dintre scopurile tale păcătoase ai împlinit tu pentru familia ta. Doamne, eu mi-am propus ca să le construiesc cea mai mare casă din Zalău. Și am reușit. Și ce va zice Dumnezeu? Unde ai văzut un manualul de funcționare că eu ți-am zis că ăsta e scopul tău în viață pentru familia ta? Nicăieri. Doamne, eu i-am trimis la cele mai fantastice facultăți. Numai copiii mei au studiat la Londra, la Oxford, la Germania, numai mei. Dumnezeu nu va fi impresionat. Dumnezeu va zice, ai citit manualul de funcționare? Ai utilizat binecuvântarea așa cum ți-am dat-o? În schimb, vei fi tras la răspundere pentru poruncile care El le-a lăsat în forma acestui cuvânt din Scriptură să ne creștem copiii, să ne administrăm familia. Pentru că țineți minte, scopul familiei tale și scopul copiilor este să reflecte slava și caracterul lui Dumnezeu în primul rând. Și Biblia ne învață cum să-i creștem și cum să ne administrăm familiile ca ele să împlinească acest scop. Și nu poți face acest lucru. Nu poți să te apropii de slava lui Dumnezeu decât în felul în care Dumnezeu îți poruncește. Țineți minte lecția din problema cu turnul Babel. Ei au vrut să se apropie de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat porunci cum să o facă. Ei au zis, nu, găsim noi o altă metodă. Zidim un turn. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a coborât la ei, a nimicit totul, le-a încălcit limbile și a judecat. De ce? Pentru că nu poți să pășești înspre slava lui Dumnezeu decât în felul în care Dumnezeu îți spune. Decât în felul în care Dumnezeu te învață. Nu poți să găsești propriile soluții. Dacă vrei ca familia ta să fie o binecuvântare, dacă vrei să fie o bucurie pentru tine, să-și împlinească scopul pe acest pământ, să arate slava lui Dumnezeu și în același timp să te facă pe tine bucuros. N-ai fi tu o mamă fericită ca copiii tăi să fie niște copii ca de Dumnezeu? Ca soțul tău să fie un soț ca și Iisus Hristos? Ca soția ta să fie o soție ascultătoare ca mireasa lui? Cum să nu? Ai avea cel mai fericit cămin, cea mai fericită casă, cea mai fericită familie. Și Dumnezeu te învață cum să faci asta. Prin Scriptură, prin cuvântul Lui. 3. Dacă înțelegem că ei sunt darul lui Dumnezeu, că sunt binecuvântarea Lui, că sunt proprietatea Lui, îi vom învăța să se teamă de Dumnezeu.
să-L iubească, să aibă frică sfântă. Proverbe 22:6 ne învață Solomon, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Să știți că este responsabilitatea numărul 1 ca și părinți, ca prin tot ceea ce spunem și prin tot ceea ce facem, să învățăm pe copiii noștri frica de Domnul și căile Lui. Asta este mandatul nostru ca și părinți. Toate celelalte sunt secundare. Dacă deschideți cu mine la Deuteronom 6, vedem că această lecție importantă despre scopul părinților și scopul familiei a fost dată poporului și face parte din esența legii lui Dumnezeu pentru poporul său. Deuteronom 6. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, și acum atenție, tu, fiul tău și fiul fiului tău. Da? Deci în așa fel trebuie să iei seamă de aceste porunci a lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, încât tu să le însușești, tu să le înveți, să înveți pe copiii tăi, încât ei să și le însușească, ei ca să trăiască după ele și ei să învețe pe copiii săi. Să știți că decreștinizarea acestei lumi se întâmplă uneori așa de repede, în 3 generații. Prima generație sunt creștini, fideli, credincioși. A doua generație sunt indiferenți. Nu mergem și noi la biserică. Știi, suntem din familii de pocăiți sau de ortodoxi sau de catolici, de creștini. Și a treia generație sunt atei. De ce? Pentru că nu au luat seamă de poruncile lui Dumnezeu și nu le-au trăit în așa fel încât să fie ale mele, să trăiesc după ele, să le împart copiilor mei și ei să le împartă copiilor săi. Și în 3 generații, societăți întregi au ajuns ca să fie fără urmă de teamă de Dumnezeu. În România suntem la o generație distanță de așa ceva. Suntem la generația indiferentă. La generația care crede că, da, e ceva cultural. Știi, toți suntem români, toți suntem creștini, da? Știi, Sfântul Andrei și așa a venit în România. Toți suntem popor creștin. Dacă am fi popor creștin, s-ar vedea, practic, cine este stăpânul nostru. După felul în care trăim. După felul în care ne administrăm familiile, după felul în care ne administrăm țara. Mai trece o generație și vom fi o țară de păgâni. În toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Vezi din nou legătura, da? Poruncile sunt date ca să fie o binecuvântare. Ascultă-le, dar Izraele, și caută să le împlinești, din nou, scopul poruncilor, ca să fii fericit. De aceea ni le-a dat, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult. Și așa și funcționează, și practic, da? Cupluri fericite, familii fericite, se înmulțesc mult. Practic vorbind. Soți și soții stresate și bosomorâte și cu familii destrămate, nu mai vrea nimeni să aibă copii. Cum să ai copii? Soțul nu mă ajută cu nimică, soția ai nu știu cum, copiii sunt destrăbălați, toți suntem nefericiți, cum să vrei să ai copii să te mulțești? Ei, dar dacă luai seama de poruncile lui Dumnezeu, dacă îți administrai viața după poruncile lui, erai un om fericit, cu o soție fericită, cu o familie fericită. Și ziceai, cum să nu-mi doresc încă o fericire. Cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere? Ascultă, Izraele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Avem chintesența legii aici. Și poruncile acestea
pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și acum, vedem ce se întâmplă dacă într-adevăr le avem în inima noastră, dacă suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Bun, acum am întrebat, cum le întipărim? Păi știți cum funcționează, acum tot e digital, deja nu mai ne dăm seama că întipăritul înseamnă ceva chiar gălăgios. Ați spus vreodată că eu am avut ocazia să bat la mașină de tipărit. Nu mult, dar am avut ocazia. Și ați încercat vreodată, când eram mic, am încercat să bagi degetul acolo și să dai, să te lovească așa peste deget. E dureros, hârtia aia suferă acolo. De aia necesită durere ca să fii scriitor. Da? Întipăritul este ceva activ. Este ceva de-a dreptul violent. Cum facem asta cu copiii noștri? Și Biblia ne învață să întipărești în mintea copiilor tăi. Cum? Și să vorbești de ele când vei fi acasă. Pe două elemente trebuie să fie prezente aici. Unu, trebuie să vorbești de ele. Să zici, uite, asta ne-a poruncit Domnul. Și doi, trebuie să fii acasă. Ca să le vorbești copiilor, poruncile lui Dumnezeu, trebuie să fii acasă. Dacă nu, poți să fie poruncile aici cât vrei. N-ai cum să întipărești. Da? Trebuie să fii la mașina de tipărit ca să poți tipări ceva. Să le vorbești de ele când vei fi acasă. Când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntării între ochi și să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Altfel spus, să fie prezent în tot ceea ce se întâmplă în familia ta. Dimineața când te trezești, seara când te culci, când pleci din casă, când te duci în călătorie, când vii de la servici, când stai cu familia la relaxare, toate acestea trebuie să fie după poruncile lui Dumnezeu și trebuie să includă cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, copiii noștri vor învăța nu doar care sunt poruncile lui Dumnezeu, dar ce înseamnă să le ai în inima ta. Ce înseamnă să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu din toată inima este de altfel strâns, intrinsic, legat de iubirea copiilor noștri și a familiei noastre. Dragostea are mai mult de a face cu ascultare decât cu sentiment. Dragostea adevărată are mai mult de a face cu ascultare decât cu sentiment. Cu ascultare de Dumnezeu în primul rând. Dacă într-adevăr iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră, vom asculta de poruncile Lui și vom asculta de cuvântul Său. De altfel este un lanț care nu poate fi rupt. Copiii care își iubesc cu adevărat părinții ascultă de ei. Da? Soțiile care își iubesc cu adevărat soții ascultă de ei. Soții care îl iubesc adevărat pe Dumnezeu ascultă de el și nu ar îndrăzni să spună ceva soției sau familiei ce Dumnezeu nu i-a poruncit. Și familiile care trăiesc în acest fel de dragoste care se manifestă prin ascultare iubesc pe Dumnezeu. Hristos ne demonstrează această dragoste pentru că Biblia ne spune că El a iubit pe Dumnezeu în așa fel încât a fost ascultător de Tatăl, El care este Dumnezeu și ascultător până la moarte. Dragostea are mai mult de a face cu Dumnezeu și cu ascultarea de El decât cu sentimente. Sentimentele se produc din cunoașterea și ascultarea de Dumnezeu, nu invers. Dacă îți iubești familia mai mult decât pe Dumnezeu, ți-o voi distruge. Ți vei distruge familia. Hristos ne învață că cel care își iubește viața, o va pierde. Iar cel care este pregătit să-și piardă viața pentru Dumnezeu, va câștiga viața veșnică. Orice lucru, inclusiv familia, care nu este subordonat lui Dumnezeu, este pierdut. Orice binecuvântare care nu este primită corect și nu este privită în mod corect din mâna lui Dumnezeu se transformă în blestem, inclusiv familia. Atâtea familii în care este suferință,
atâtea familii destrămate, atâtea divorțuri. Pentru că oamenii aleargă și încearcă să caute fericirea în felul lor, în loc de a asculta de Dumnezeu. Pentru că oamenii cred că dragostea are de-a face cu ceea ce simt și nu cu ascultarea de Dumnezeu. Rezultatul este dezastros. 4. Dacă îi considerăm că ei sunt darul lui Dumnezeu și că copiii și familia noastră sunt proprietatea lui Dumnezeu, îl vom consulta pe Dumnezeu în creșterea lor. Da? Dacă cineva ne împrumută ceva și ne folosim de acel lucru, nu știu, dacă eu sun pe fratele Ciprian și zic, frate Ciprian, nu-mi împrumuți mașina, trebuie să ajung undeva. Și fratele Ciprian zice, cum să nu, frate? Uite, aici cheile. Și mă duc la drum cu mașina fratelui Ciprian și la un moment dat apare un defect. Mașina nu mai pornește. Mă dau jos, mă uit ce e problema și constat că trebuie să fac ceva. Dar știți ce fac prima dată? Îl sun pe Ciprian. Și zic, Ciprian, uite-s aici cu mașina ta și am bătut de o problemă. Ce vrei să fac cu ea? Vrei să duc la mecanic? Vrei să chem o platformă? Cum crezi că ar trebui să procedez? Că până la urmă e mașina ta. Cum se rezolvă problema asta? Tu o cunoști mai bine. Tu mi-ai dat-o. Dacă realizăm că familiile noastre sunt proprietatea lui Dumnezeu puse doar în administrarea noastră, atunci când vorbim de creșterea lor, atunci când avem probleme, îl vom consulta pe Dumnezeu pentru că El este proprietarul. Dacă credem că sunt ai noștri, facem ce vrem cu ei. Și asta ar trebui ca să fie un gând terifiant. Dacă noi suntem lăsați să facem ce vrem noi cu familiile noastre. Dar dacă sunt al lui Dumnezeu, El are ultimul cuvânt pentru viața lor. Și noi suntem instrumentele prin care El își lucrează cuvântul și își lucrează voia în viața lor. Să știți că nu este chiar așa de important ce visuri ai tu pentru copilul tău. Mai important este ce plan are Dumnezeu pentru el. Nu ce aspirații ai tu, ci ce plan are el. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la copiii noștri și cu privire la familia noastră? Cât de des ne consultăm cu cuvântul lui Dumnezeu când vine vorba de deciziile care le luăm în familie? Cât de des punem mâna pe telefon și sunăm la proprietar? Să știți că inteligența nu este să știi toate răspunsurile. Inteligența constă în a ști ce întrebări să pui și unde să cauți răspunsurile. A fi un părinte inteligent, un părinte bun, un soț bun, nu înseamnă că tu știi toate răspunsurile. Când dai de o criză, copilul face o prostie. De la una mică la una mare. Când ai o ceartă în familie, când lucrurile sunt grele, când tot se năruie în jurul tău. A fi un om înțelept și inteligent nu înseamnă, știu eu cum rezolv problema. Nu. Este să știi ce întrebări să pui și cui să îi le pui. Să știi să te duci la Dumnezeu și la cuvântul Său și să spui, Doamne, Tu ești proprietarul. Ce ar trebui eu să fac în această situație? Cum ar trebui să răspund eu la această criză din familia mea? Familiile noastre, de altfel, sunt ucise, sunt omorâte de prostia noastră. Pentru că nu știm unde să mergem să căutăm răspunsurile și pentru că nu îl întrebăm pe Dumnezeu. Copiii noștri sunt nenorociți de dibăcia noastră umană. Pentru că credem că știm noi mai bine cum să le construim viețile, cum să le dăm un viitor. Dar binecuvântarea adevărată vine în urma ascultării de Dumnezeu și de cuvântul Său. Este total normal și firesc să-ți dorești ce este mai bun pentru copilul tău. Dar este ceva duhovnicesc, este ceva care vine doar când Duhul Sfânt este în tine, să înțelegi că ce este mai bun este Dumnezeu. Și să-ți dorești pentru copilul tău pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Orice om, cel mai mare păgân, un canibal chiar, da? Dacă îți poți imagina unul mai păgând decât asta, își dorește lucruri bune pentru copiii lor.
Dar doar un creștin își dorește ca copiii lor să-L aibă pe Dumnezeu în inima lor. Chiar în ciuda pierderilor acestor lucruri. Doar un creștin poate să spună, toate aceste lucruri sunt gunoaie în comparație cu bucuria de a-L cunoaște pe Hristos. Dar dacă merge la Oxford, e foarte bine. Dacă va fi un doctor, e foarte bine. Dar vreau ca să-L cresc în ascultare de Dumnezeu. Pentru că în Dumnezeu este adevărata binecuvântare. Creșterea copiilor nu se face de pe Google, nu se face din miile de cărți de specialitate, de obicei multe dintre ele scriși de oameni cu familii destrămate, divorțați sau așa mai departe, de specialiști academici care de fapt nu au familii sănătoase și nu sunt temători de Dumnezeu. Creșterea copiilor și administrarea familiei se face pe genunchi în rugăciune și cu ochii în Scriptură. Vrei să fii un părinte bun? Trebuie să înceapă prin a fi un bun creștin. Și știi ce înseamnă a fi un bun creștin? Înseamnă ca să-L cunoști pe Hristos. Înseamnă ca să-L iubești pe Hristos. Apostolul Pavel spune într-un mod așa de minunat la Filipeni, capitolul 3, de la versetul 10 la 11, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca și El în moartea Lui. Pentru că astfel să ajung cumva la învierea din morți. Câtă dragoste de Dumnezeu, câtă iubire pentru Hristos, vreau să-L cunosc pe El. Dar nu abstract, ci dacă trebuie să sufăr, vreau să sufăr. Dacă trebuie să mor, vreau să mor. Dar vreau cu orice preț să-L cunosc pe El și puterea învierii în viața mea. Ca să fii un bun părinte, trebuie să-L cunoști pe El. Trebuie să ai dragoste de Hristos, altfel nu știi ce este dragostea. Și nu poți împărtăși acea dragoste cu cei din viața ta. Și 5. Dacă știm, și dacă înțelegem și dacă credem că ei sunt binecuvântări, că familiile noastre sunt daruri a lui Dumnezeu, că sunt proprietatea lui Dumnezeu, vom fi pregătiți la orice moment să-i dăruim înapoi lui Dumnezeu. Pe copiii noștri, familiile noastre. Pierderea unui copil este ceva dureros, indiferent care este natura ei. Copiii astăzi, părinții astăzi plâng când copilul merge la grădiniță. Copilul merge la grădiniță cu rucsacul în spate, vesel, și părinții stau în curte și ai copilul meu! Nu? Plâng când se duc la facultate și pleacă din casă pentru prima dată. Ai, ce o să facem acum? Plâng când se căsătoresc. Mai ales dacă ei n-au avut o căsnicie după placul lui Dumnezeu. Că știu ce așteaptă. Sau, cazurile cele mai triste, plâng când sunt chemați în veșnicie de Domnul copiii noștri. Dar în fiecare caz, oricât de banal sau oricât de final este el, pierderea este accentuată atunci când nu am înțeles ai cui sunt copiii cu adevărat. Când nu am înțeles că atunci când îi trimitem la grădiniță, îi trimitem cu Domnul. Că atunci când se duc la facultate, îi încredințăm în mâna Domnului. Că atunci când se căsătoresc, îi încredințăm pe ei și căsnicia lor în mâna Domnului. Și ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu care l-am întipărit în mintea lor. Și chiar atunci când sunt chemați de Domnul acasă, prin tragedie poate, știm că au mers să fie acasă cu stăpânul lor. Și durerea este mai puțin severă. Pentru că înțelegem că n-au fost ai noștri. A fost o binecuvântare pentru un timp. Și o responsabilitate pentru un timp. Fiecare dintre voi și dintre noi are dorințe și planuri pentru copiii voștri, pentru familia voastră, pentru viața voastră. Îi vrem sănătoși, îi vrem
de succes, îi vrem lângă noi, mai ales în România am văzut fenomenul acesta de când oamenii se pun să-și construiască casă, casa trebuie să fie așa de mare cât toți copiii. Și când cresc copiii, nimeni nu vrea să stea cu mama și cu tata. Și sunt tot felul de castele care zgoale. Pentru că lumea vrea copilul lângă el până la moarte. Dar el nu-și pune întrebarea că, băi, stai, nici eu nu stau lângă tata. De ce ar sta copilul lângă mine? Îi vrem lângă noi. Vrem lucruri bune. Dar oare cum ar arăta lucrurile dacă fiecare părinte ar înțelege, într-adevăr, ai cui sunt copiii, ai cui este familia, așa nume a lui Dumnezeu, și cu ce scop ne-au fost date, și anume ca să-i creștem, să-i îngrijim spre slava lui Dumnezeu. Oare câți misionari, câți predicatori ai cuvântului, câți evangeliști, câți creștini gata să-și sacrifice viața pentru Evanghelia lui Hristos și pentru a arăta slava lui, ar ieși din biserici din România dacă copiii ar fi crescuți în așa fel încât părinții să realizeze că nu sunt ai lor. Și că scopul este să crească niște copii, niște familii care să onoreze pe Dumnezeu. Cum ar arăta societatea noastră dacă toți copiii ar fi crescuți după cuvântul lui Dumnezeu? Cum ar arăta viața ta dacă ai fi fost crescut exact cum Dumnezeu a poruncit? Cum va arăta viața copilului tău acum că ești în cunoștință de cauză? Și cum va arăta viața ta acum că ești confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ne-am dorit pentru copiii noștri să-L cunoască pe Hristos, să-L slujească și să slujească pentru slava numelui Său, chiar dacă asta înseamnă, cum zice Apostolul Pavel, să fii turnat ca și o jertfă, să nu ajungi medic, să ajungi misionar undeva la un trib și să-ți pierzi viața vestind pe Hristos, să nu ajungi înalt în societate, ci să ajungi un simplu om, dar prin care toți cei din jur să vadă fața lui Hristos, să cunoască ce înseamnă dragostea și să ajungă la cunoștința mântuirii. Dacă ai cunoaște pe Dumnezeu, dacă ai cunoaște bucuria care vine din cunoașterea lui Hristos, din iertarea păcatelor tale, din părtășia cu El, din slujirea Lui, o chiar din suferințele pentru numele Lui. Dacă ai cunoaște această bucurie, ai fi și am fi oameni radical diferiți. Am fi altfel de părinți și am crește altfel de copii și am avea altfel de familii. Și la timpul potrivit, i-am dat înapoi stăpânului. I-am dat înapoi pentru slujire pe acest pământ, pentru slujire a Evangheliei, pentru slujirea semenilor noștri, dar i-am dat înapoi pentru veșnicie, ca să fie împreună cu stăpânul, cu Dumnezeu. Suntem chemați ca și biserică, ca și familii, ca și părinți și ca și copii, la o misiune glorioasă. Să trăim vieți și să creștem copii și să avem familii care să-L arate pe Hristos întotdeauna. Și Dumnezeu să ne ajute în această misiune. Amin.